Pandurii Oțelul se va juca duminică, chiar dacă Gorgenii sunt favoriți, Ionuț Badea crede că echipa pe care o pregătește este gata pentru un rezultat favorabil. Așteaptă o partidă contra unei echipe foarte bune a ligii întâi, cu o dinamică impresionantă pe faza ofensivă, cu jucători care pot oricând destabiliza o apărare. Cu atât mai mult, momentele noastre de atenție și concentrare trebuie să fie duse la maximum. Sperăm să profităm de acest recul înregistrat de Pandurii în meciul de aseară și, de ce nu, și de partea legată de aspectul fizic. Importantă posesia pe care o vom avea la această partidă. Tehnicianul Oțelului nu crede că oboseala acumulată de gazde poate înclina balanța în favoarea echipei sale. Indiferent de situația creată și indiferent de datele problemei, ceea ce rămâne și este important este teren. Dacă vom fi îndeajuns de echilibrați și de competenți în această partidă, putem veni chiar cu o victorie de acolo. Conducerea celor de la Pandurii a dorit să amâne partida, dar acest lucru nu a fost posibil.